Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a împlinit astăzi 100 de ani, iar apropiații și admiratorii au fost alături. Fire cumpătată, sărbătoritul a mărturisit că unul dintre secretele longevității sale stă în faptul că nu a pierdut mai mult de 10 nopți. Medic neurolog de profesie, este descendent al unei vechi familii boierești. A avut o carieră de excepție, fiind autorul la peste 25 de cărți. A lucrat împreună cu Ana Aslan la Institutul Național de Gerontologie. Născut pe 6 iulie 1923, medicul și profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici povestește că a avut o viață frământată, dar extrem de interesantă. La 100 de ani este încă activ, iar până anul trecut a predat 3 cursuri la Universitatea Ecologică, căreia i-a pus bazele. S-a retras de la catedră pentru că l-a mai lăsat vederea și nu mai poate corecta lucrările, însă continuă să scrie cu ajutor. La 100 de ani nu te simți ca la 90, dar totuși am destulă energie ca să pot să gândesc, să dictez lucrări, să ascult conferințe, să fac conferințe, să muncesc, adică să duc o viață intelectuală, spirituală și socială acceptabilă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la vârsta aceasta. Motoul după care s-a ghidat este Est modus in rebus, adică există o măsură în toate și spune că secretul longevității este moderația. Și acum, la 100 de ani, are un program organizat. La aniversarea de astăzi a participat și nepoata sa de la Paris. Vine an de an să-și vadă unchiul, singura rudă care i-a mai rămas din partea mamei. Este un fel de încununare a vieții sale profesionale și personale. Așa încât sunt mândră, bineînțeles, de persoana care este, de omul de știință care este și de omul de familie care este. Tot astăzi a fost lansată și o carte în care 62 de personalități l-au omagiat pe Bălăceanu Stolnici. Domnul academician are o memorie excepțională la 100 de ani și a fost realmente emoționat de fiecare articol în această carte și de grafica cărții și sper să-i placă să o lectureze. Potrivit datelor de la recensământ, în jur de 900.000 de români au trecut de 80 de ani, iar peste 7.000 au trecut de 100. În martie, cel mai vârstnic cetățean român figura cu 113 ani.